Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, în acest miez de vară fierbinte, fierbinte și la propriu și la figurat, pentru că criza coronavirusului încă stăpânește și teritoriul României, cu cazurile care sunt ba în platou, ba în creștere, vedem că o situație economică dramatică planează asupra României și suntem temători de felul în care vom ieși din această criză, care, așa cum spunea și domnul Mircea Coșa, economist de prestigiu, este mai gravă decât criza economică din 2010. Despre toate acestea, cu un invitat special al televiziunii noastre, în această după amiază, domnul profesor, inginer, avocat Matei Catrinoiu, și reputat economist în același timp, unul dintre sfătuitorii de taină ai seniorului Cornel Coposu, unul dintre colaboratorii cei mai dragi ai seniorului, omul care a luptat toată viața pentru crezurile domniei sale, crezuri care au conchis întotdeauna cu ceea ce înseamnă dezvoltarea societății pro-Europa. Îi mulțumim cu respect că ne-a primit în biroul de lucru al domniei sale și o să rugăm să vorbească în deschidere despre faptul că, iată, domnia sa vine cu un program pentru Gorj, un program care să însemne o relansare economică, un bilanț a ceea ce a fost realist și o relansare economică. Bine v-am regăsit, domnul președinte! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, bine ați revenit și sper să o ținem tot așa, începe campania și vom fi aproape pentru ca cetățenii să afle ce suntem, ce am fost și ce vom fi în continuare. Ca președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, vreau să amintesc faptul că în toată perioada aceasta de 30 de ani de zile, întreaga mea muncă și activitate s-a axat în interesul Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, emblema vie a democrației, partidul care a plătit cel mai grav tribut în perioada interbelică, pentru că oamenii PNCCD, credincioși poporului, țării și avuției naționale, au umplut temnițele comuniste și au murit câteva sute de mii de țărăniști care pur și simplu nu au vrut să trădeze interesele poporului român. Să spunem că inclusiv toată dumneavoastră a fost o victimă a temnițelor comuniste și pentru aceasta ați jurat că nu veți abdica de la idealul pentru care a luptat domnia sa, idealul pe care le-ați împărtășit alături de seniorul Cornel Coposu în anii în care, după Revoluție, acesta a reușit să aducă o undă de lumină, cum spuneați dumneavoastră, în politica românească. Tatăl meu a făcut 8 ani în cele mai groaznice temnițe, dintre care 8 luni de zile în celulă cu seniorul Coposu. În amintirile dumnealui mi-a povestit și m-a rugat ca niciodată să nu trădez așa cum a făcut, părintele meu s-a jertfit, să nu trădez niciodată idealurile acestui partid. În toată perioada, deci să-ți omoare părintele la vârsta de 10 ani nu este ușor, ca să porți pe umerii tăi de copil viața zbuciumată pe care a urmat și pe care am încercat să o traduc în viață, să fiu alături atât de cei dragi, cât și, dar mai ales de oamenii pe care i-am iubit, îi iubesc, îi respect și le voi apăra drepturile și interesele, oricât de greu îmi va fi. Să spunem că de ceva vreme, de luni bune, sunteți și un apropiat colaborator al președintului
Consiliul Județean Gorj, Cosmin Popescu, alături de care porniți în această luptă electorală. Vreau să vă întreb acum, cum vedeți lupta electorală într-un septembrie de foc, să spunem așa, economic, politic și social? Eu am o stimă, un respect deosebit față de președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu și față de președintele partidului, domnul deputat Weber. Pentru mine, cuvântul dat și acțiunile întreprinse împreună au fost de bun augur. Faptul că noi am pornit împreună, vom continua în măsura în care dumnealor sunt dispuși să facă acele lucruri de care fiecare formațiune în parte este datoare să le facă față de partenerii cu care a lucrat și lucrează. Despre programul comun politico-economic, pentru că dumneavoastră sunteți și un reputat economist, vreau să vă întreb care ar fi pedalele care trebuie apăsat pentru ca Gorjul să iasă din amorțeala generată de pandemie, lucruri prinse în programul dumneavoastră și apreciate de Cosmin Popescu din Vitea. Vreau să spun așa, deocamdată România în perioada interbelică se spunea că era o țară eminamente agrară. Grânarul Europei. Grânarul Europei, în țara din perioada respectivă se mânca cu burta, se bea cu burta, deci vă dați seama că avuția, că țara era o țară avută. Generoasă. Pentru acest lucru, eu cred că cel mai la îndemâna poporului acestuia este de a reveni cu picioarele pe pământ, de a-și stimula agricultura pe care, din păcate, în toată această perioadă am lăsat-o spre degradare. Sunt foarte mulțumit pentru că în perioada asta de pandemie am văzut că fiii satelor au venit de la oraș către la țară, dând un sprijin deosebit părinților, bunicilor și așa mai departe. Pentru acest lucru, însă, nu este de ajuns. În Gorjul acesta, Gorjul este unul din județele care ar avea posibilitatea agricolă și mai cu seamă în zona comunei Bălești, părerea mea cea mai bogată comună și asta, să poată face o agricultură intensivă, convingând sau ajutând oamenii să se asocieze, să facă acele asociații care, prin micii fermieri, să poată dezvolta și să poată aduce produsele deosebit de bune, gustoase și de valoare calorică ale produse atât în țară, produse în țara noastră, dar mai ales în Gorj. Vreau să vă spun că în perioada când eram student, munceam alea 3 luni de zile, câștigam cât să îmi pot plăti toate tot anul de studii și să pot să supraviețuiesc în mod firesc și normal. De asemenea, în programul partidului nostru a fost și rămâne renașterea satului românesc. Satul românesc trebuie să renască pentru că în ultima perioadă, dumneavoastră știți și toată lumea știe că au murit foarte multe sate și comune chiar din zonele mai de munte și nu este firesc și normal pentru că acolo se producea cel mai bun lapte, cea mai bună carne, brânză și așa mai departe. Deci trebuie să îndrepte privirea către acest lucru. De asemenea, au fost de fapt necolectivizate nici pe vremea lui Ceaușescu. Da, noi avem pregătit un program destul de amplu, program la care am luat și iau parte în continuare,
pentru a satisface toate cerințele de care au nevoie țăranii, atât din județ cât și din țară, pentru a face front comun, pentru a-și asigura acele surse prin care să își poată lucra pământul, să poată să-și vândă produsele, pentru că nu, în altă situație nu cred că se poate face acest lucru. Pentru tineret, domnule președinte, pentru că știu că sunteți un apropiat al tinerilor și colaborați foarte mult, aveți tineri în practică ca avocat și economist și nu numai, mai mult decât atât, îi însuflețiți prin firmele dumneavoastră, întindu-le o mână pentru a-și găsi un loc de muncă sau pentru a-și dezvolta propria afacere. Pentru tineri, vreau să spun că am ajutat sau am sprijinit foarte mulți tineri pentru a obține acele proiecte, proiecte cu care ne mândrim, pentru că acele proiecte le-a adus posibilitatea multor tineri să revină la glia strămoșească. De asemenea, trebuie spus următorul lucru, că toate programele pot fi prelucrate, ajutate de către PNCCD prin oamenii noștri care vor sta la dispoziția tinerilor care doresc să își întocmească, să-și facă o firmă pe proiecte europene, pentru că încă se dau fonduri și se pot face lucruri destul de interesante. De asemenea, suntem în situația de a formula o invitație Universității Constantin Brâncuș, cel puțin la nivelul județului Gorj. La nașterea căreia dumneavoastră a fost o piatră de temelie, să spunem.
Comunitatea Europeană a început atunci și numai atunci când țările aveau nevoie să-și vândă, să-și comercializeze. Jocuri meschine, jocuri. În ultimele informații vă aflați în pregătirea listelor pe un loc eligibil pentru Consiliul Județean alături de PSD, cu care colaborați, și vreau să vă întreb care ar fi cele trei proiecte la care n-ați renunțat sub nicio formă după ce veți păși în Consiliul Județean. În primul rând, voi lupta din interiorul Consiliului Județean pentru ca acest combinat minier să nu moară, să fie pe mai departe emblema și structura de rezistență economică. În al doilea rând, voi lupta pentru ca toți banii care pleacă la bugetul consolidat al statului, așa cum spune legea, să se întoarcă 70% în județ ca să putem să dezvoltăm județul. Deci, problema agriculturii care mă interesează din județul Gorj, mă interesează în mod special și le pot garanta gorjenilor că am destulă putere și inteligență să fac ceea ce nu s-a făcut până acum în domeniul agriculturii. Iar problema cea mai strigentă și asta, voi lupta pentru ca tinerii din Gorj să aibă o altă situație, să poată să fie ca altă dată, să fie angajați, să li se deschidă oportunități mai mari. Iar în altă ordine de idei și cel mai important lucru, trebuie să dezvoltăm câteva 4-5 parcuri industriale de care Gorjul să beneficieze și să poată aduce investitori din toate colțurile lumii, dar să nu scoatem din ecuație investitorii români. În ultimele 5 minute, domnule președinte, să ne întoarcem cu gândul pios și cu respect adânc către senior, cel care v-a prețuit și v-a apreciat tot timpul ca un colaborator de taină al domniei sale, și vreau să ne povestiți evenimentele tragice din 13-15 iunie, pentru că iată, s-au scurs 30 de ani de atunci, ați fost în prima linie, ați ținut piept atunci când v-a fost devastat sediu ca să nu se întâmple pierderi de vieți omenești, ați fost acolo și ați discutat cu cei care au intrat în sediu să-l năruie, să-l distrugă. Vreau să vă spun că un telefon primit de la bunul meu prieten Brăila, care s-a gândit el că trebuie să-mi facă o bucurie pentru că îi pusesem niște afișe pe sediu de la BTT. Am plecat împreună cu președinta organizației de studenți cu trenul la București. În tren, evident că tânăra președintă, care acum este inginer, o fată deosebită, a ținut piept minerilor pur și simplu rugându-i să coboare, să nu mai meargă să le devasteze sediile, că ea era studentă la București. Evident că vreo 2-3 au coborât din tren, iar eu am ajuns în București, am plecat pe jos pentru că nu mai puteam să ajungem cu mașină, am ajuns
pe jos în dreptul Partidului Național Liberal, care era aproape de intercontinental. Acolo au apărut minerii cu niște matrițe. Uite, aici se fabrică matrițe de Gestender cu care se lucra o revistă a partidului. Spalturile pentru revistă. În momentul în care eu am ajuns la sediul partidului, deja pătrunseseră în incinta partidului. Am rămas stupefiat pentru că odată cu pătrunderea aceasta a intrat și o mașină din care am înțeles că aveau aparate de sudură. În clădirea din față, cum se intră în sediul partidului, deci acolo a fost Ministerul Apelor, unde a fost locul de muncă al ministru, fostul președinte, acolo se afla o casă de bani, în care bani, dar rolul acestora a fost de a sustrage și a lua acea... Între timp, noi cumpărasem un post de radio și urma să emită din partea partidului, l-a aruncat pe ferestre, uși, geamuri sparte, tot. Da, cea mai vocală persoană era Doina Cornea, care în viața mea nu m-am gândit că o femeie poate să reziste la asemenea lovituri. Dădeau cu piciorul, ne-a dezburat pe sus, ca o cârpă pur și simplu, rugându-i să nu mai devasteze sediu, rugându-i că vor regreta vreodată pentru că PNCCD nu le-a dorit niciodată răul minerilor și asta. Deci am cu mare tristeță, nu m-au desconspirat pentru că ar fi fost fatal, m-ar fi omorât în bătaie, poate nu muream, dar nici bine nu mi-ar fi fost. Deci cam așa au stat lucrurile. Din păcate, m-am întâlnit cu mineri care au regretat ceea ce au făcut. Iar eu când m-am întors cu mineri în tren, doi dintre ei i-am și făcut membri, sunt și acum membri din Petroșan, sunt cei doi mineri care au regretat faptul că au fost antrenați într-un asemenea mod. Punere în scenă. Să încheiem cu un mesaj, domnule președinte, Matei Catrinoiu. Pentru cei care în septembrie vor veni să voteze și vreau să le spuneți care este șansa salvării economice a României. Șansa salvării economice a României este următoarea. Ca dumneavoastră, stimați alegători, să cântăriți de foarte multe ori, să puneți ștampila pe acei oameni care merită, pe acele partide care pot să facă ceva pentru această țară. Altfel, nu putem să mergem mai departe. Eu v-aș ruga ca în această ecuație să nu iese Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, care a dat dovadă în toți acești 30 de ani, dar mai ales în perioada interbelică, că a fost un partid care a făcut România mare, a fost un partid care a dezvoltat România, a fost un partid care a plătit un tribut enorm. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim mult, domnule președinte Matei Catrinoiu. Că aveți ce vedea și auzi.